Retrogradarea lui Jupiter de la începutul lunii s-ar putea să te pună într-o situație dificilă în relații și la locul de muncă. Însă, lucrurile par să se echilibreze până la jumătatea lunii, când Venus și Mercur preiau carmele. Luna plină de pe 29 septembrie îți va aduce multe provocări pe plan emoțional. Berbec. Septembrie aduce oportunități de creștere profesională și personală. Cu Mercur în casa carierei, vei avea șansa de a-ți demonstra abilitățile. În viața personală, Venus îți va aduce momente romantice. Este un moment bun pentru a începe o relație sau pentru a-ți consolida cea existentă. Taur. Luna aceasta este drept echilibru și armonie în viața ta. Cu soarele în casa familiei, vei simți nevoia de a petrece mai mult timp acasă. Pe plan financiar, este un moment bun pentru a investi sau pentru a-ți reevalua bugetul. Gemeni. Energia lui Marte te va ajuta să te concentrezi mai bine pe obiectivele tale. Este un moment excelent pentru a începe un nou proiect sau pentru a-ți îmbunătăți abilitățile. În viața sentimentală, lucrurile pot fi un pic instabile, așa că ai grijă cum îți exprimi sentimentele. Rac. Vei simți o nevoie intensă de a face schimbări în viața ta. Cu Jupiter în casa transformării, acum este momentul să iei decizii mari. Fie că este vorba de o schimbare de carieră sau de o mutare, acum este momentul să acționezi. Leu. Septembrie îți aduce oportunități de a te afirma în carieră. Cu Saturn în casa muncii vei fi mai disciplinat și mai concentrat ca niciodată. Pe plan sentimental, lucrurile sunt stabile, dar ai grijă să nu neglijezi partenerul de viață în favoarea muncii. Fecioară. Este luna ta, Fecioară, și astrele sunt de partea ta. Vei avea parte de multă energie și entuziasm, ceea ce te va ajuta să-ți atingi obiectivele. Pe plan amoros, este posibil să întâlnești pe cineva special care va schimba perspectiva asupra vieții. Balanță. Cu Venus în casa ta vei fi centrul atenției. Este un moment excelent pentru a începe o nouă relație sau pentru a-ți îmbunătăți cea existentă. Pe plan profesional, este posibil să primești o ofertă de nerefuzat. Scorpion. Septembrie este o lună de reflecție pentru tine. Cu Mercur retrograd în casa ta, este posibil să întâmpini unele obstacole. Cu toate acestea, aceasta este o oportunitate bună pentru a învăța din greșeli și pentru a te îmbunătăți. Săgetător. Energia lui Marte te va face să te simți plin de viață și gata de noi aventuri. Este un moment bun pentru a călători sau pentru a începe un nou hobby. În dragoste, lucrurile sunt complicate, așa că este bine să fii deschis și sincer. Capricorn. Cu Saturn în casa ta vei simți nevoia de a pune ordine în viața ta. Este un moment bun pentru a face o listă de obiective și pentru a începe să lucrezi la ele. În viața sentimentală este posibil să întâmpini unele provocări, dar cu răbdare și înțelegere totul va fi bine. Vărsător. Septembrie îți aduce oportunități de creștere pe plan profesional. Cu soarele în casa carierei, acum este momentul să-ți ariți adevăratul potențial. În viața personală este posibil să întâlnești pe cineva care îți va schimba complet modul de a vedea lucrurile. Pești. Cu Jupiter în casa ta vei simți o nevoie intensă de libertate și de explorare. Este un moment excelent pentru a călători sau pentru a începe un nou curs. Pe plan sentimental, este posibil să întâmpini unele obstacole, dar cu comunicare și înțelegere vei reuși să treci peste ele. În concluzie, septembrie 2023 este o lună plină de oportunități și provocări pentru toate zodiile. Fie că este vorba de carieră, dragoste sau dezvoltare personală, acum este momentul să acționezi. Relatează realitatea.net.